Astrele vin cu surprize pentru trei zodii din horoscop, care vor avea noroc la bani înainte de Paști. Acești nativi și-au dorit să se bucure pe deplin de această sărbătoare, însă lipsa banilor le-a ridicat semne mari de întrebare. După multă muncă și determinare, astrele s-au hotărât să-i răsplătească pe acești nativi. Trei zodii din horoscop vor fi un adevărat magnet pentru bani înainte de Paște, când sumele vor veni la ei fără prea mult efort. Acest lucru se întâmplă după o perioadă în care și-au făcut griji din acest punct de vedere, având în vedere că sărbătorile au devenit tot mai costisitoare în acest an, dar nu mai există niciun motiv de îngrijorare pentru ei. Prima zodie care va primi o sumă mare la începutul lunii aprilie este zodia fecioară. În acum acești nativi nu a avut ocazia să se bucure de astfel de cadouri, însă acum a venit momentul lor. Șefii le vor da vestea mult așteptată și anume faptul că înainte de Paști vor primi bani mai mult decât s-ar fi așteptat. A doua zodie care va avea un paște mai îmbelșugat ca niciodată este zodia pești. Nativii sunt într-o perioadă tot mai bună din punct de vedere financiar, iar acest lucru se simte de la o lună la alta. Ei bine, banii nu vor înceta să vină înspre ei nici înainte de paști, iar sumele pe care le vor primi le vor asigura sărbătorile pe care și le-au dorit. A treia zodie pentru care paștele vine cu o mulțime de bani este zodia gemeni. Unii nativi au pornit pe un drum nou în carieră, astfel că știm că toții cât de dificile sunt începuturile, dar munca și dorința de a avansare le vor aduce nativilor o mulțime de bani atât înainte de Paște, cât și după, fapt care le va da o doză mare de încredere pentru perioada următoare. Relatează știri de cluj.ro